doamnelor și domnilor, sunteți la Ora de Vârf și vă mulțumesc pentru asta. Am avut în această săptămână două vești de la Palatul Victoria, o veste rea și una bună. Cresc prețurile la energie electrică și gaze, dar guvernul a găsit o soluție pentru cei mai săraci dintre români. Începând cu 1 iulie, va crește venitul minim garantat, dar și ajutorul social pentru familiile nevoiașe. Detalii ne oferă imediat ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, va intra imediat în direct cu noi. În partea a doua a emisiunii, Paraschiva Silaghi, verișoara lui Dan Voiculescu, vine la Ora de Vârf pregătită să facă dezvăluiri senzaționale despre ruda care a turnat-o la securitate. Permiteți-mi să le mulțumesc invitațiilor din studio. Sunt lângă noi Petru Luhan, europarlamentar PDL, și Daniel Savu, senator PSD. Bună seara, domnilor! Bună seara, mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și, ca de fiecare dată, la Ora de Vârf, colegul meu Marius Nițu. Bun găsit, Marius! Mulțumesc că ești aici! Bună seara, doamna ministru! Mariana Câmpeanu este alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Am avut vești rele și vești bune. O veste rea și una bună de la Palatul Victoria în această săptămână. Rămânem în minte cu cea bună. Cei săraci vor primi cumva ceva bănuți în compensare pentru creșterea costului la energia electrică. Și Luhan are să vă mai adreseze o întrebare, vă rog să aveți amabilitatea de a-i răspunde. Foarte scurt și concret, doamna ministru. 1. Da. Care este situația acelor certificate albe care s-au acordat cu mulți ani în urmă și pe care statul român alocă extrem de mulți bani nefundamentat? Și 2. O promisiune a dumneavoastră, a guvernului USL, înainte de alegere, a fost aceea că veți crea în 4 ani de zile 1 milion de locuri de muncă. După calculul meu simplu matematic, după un an de guvernare, ar însemna 250.000 de locuri de muncă. Dumneavoastră, în loc să creșteți, numărul ați scăzut. Cum rămâne cu această promisiune? Da, deci să răspund. În primul rând, față de anul trecut, numărul de locuri de muncă au crescut cu 70.000, deci contracte noi înregistrate revisal, iar promisiunea este în 4 ani. În revisal nu se înscrie sectorul public, numai sectorul privat. Cu alte cuvinte, ați compensat politic pe cei care v-au servit în campanie electorală. Dar trecem și peste asta. Unde sunt cei 250.000 de locuri? Vă răspund că nu pot să intru în dialog, că sunt la telefon. Deci, în revisal se înregistrează numai mediul privat, nu are legătură cu sectorul public. Deci, cele 70.000 de locuri sunt create în sectorul privat. În al doilea rând, locurile de muncă nu le creează guvernul, le creează mediul de afaceri și măsurile de care vă vorbeam mai devreme sunt în sprijinul mediului de afaceri, tocmai ca să creeze locuri de muncă. În legătură cu certificatul ale albe, nu știu despre ce vorbiți. Puteți fi mai explicit, domnule parlamentar? Știm cu toții că foarte mulți, așa zis, nevăzători în România noastră primesc ajutor de la stat, ajutor de nevăzător, pensie, chiar și un îngrijitor pus la dispoziție, tot plătit de către stat, și merge cu Mercedesul clasa S să-și ridice pensia. Și guvernul a promis că va lua măsuri împotriva acestui fenomen, însă nu ați făcut absolut nimic și Ministerul Muncii, precum știu eu, este direct responsabil pentru acest fenomen. Eu aș vrea să vă spun, dacă cunoașteți un astfel de caz, să mi-l spuneți și va fi rezolvat, iar vreau să spun că noi nu lucrăm la televizor cu dosarele roșii, galbene și albastre cu care lucra domnul Lăzăroiu. Noi ne facem datoria zi de zi. Anul trecut, 100 de milioane de euro, 100 de milioane de euro au fost economisiți din ajutoare, inclusiv pentru persoanele cu handicap care nu și-au obținut certificatele în mod corect, deci 100 de milioane de euro, care înseamnă 84.000 de persoane. Deci vreau să spun că această activitate o facem zi de zi pentru că este cuprinsă în fișa postului. Nu trebuie să venim la televizor să ne lăudăm sau să facem dosare pe culori politice. Și cu cei 250.000 cum rămâne? Care 250.000? Păi un milion de locuri de muncă împărțit la 4, după un an de zile populația se aștepta să aveți 250.000 locuri de muncă. Domnule, cred că încurcați borcanele. Nu, eu cred că dumneavoastră încurcați, dacă vă uitați în propriul program de guvernare pe care l-ați prezentat electoratului la alegeri, veți regăsi această promisiune. Aveți dreptate, numai că acest program de guvernare
guvernare a început de la 1 ianuarie. Te rog, Marius. Mai avem o întrebare, doamna ministru. De la 1 ianuarie, această economie care a fost ca un motor gripat fără să mă pricep la motoare. Dar nu ați promis 16% din a doua zi de preluare a guvernării, doamna ministru? Și aveți deja un an de guvernare și acum veniți și spuneți că nu le veți da atunci când ați promis și a doua oară, ci le veți da începând cu... Vă întreabă, doamna ministru, ce reprezintă 16%? Ce reprezintă 16%? Nu, întregirea, reîntregirea salariilor, nu mărirea lor. Că nu vorbim de... 15,7% a fost, da. Păi despre asta. S-a dat, domnule. Nu, s-a făcut. Da. Și ne-ați criticat pentru tăierea celor 25%, da? Care spuneți că a condus la o descreștere a puterii de cumpărare a românilor. Da. Însă știți prea bine în ce context s-a luat această măsură de către guvernul Boc sau guvernele Boc și Ungureanu. Și dumneavoastră. Și atunci trebuia bine că dacă aceste măsuri la un nivel rezonabil și acceptabil erau luate în 2009, nu se întâmpla dezastru pe care l-ați făcut începând cu 2010. Nu, doamne, dumneavoastră vorbiți guvernând, bineînțeles, după ce guvernările Boc și Ungureanu au scos țara din prăpastie, atunci când putea să aterizeze în situația Greciei sau Irlandei. Acum, nu, e foarte frumos, domnule, atunci când vă lasă 8 miliarde de euro în vistierie după o perioadă de guvernare în timp de criză economică și financiară și cu buget de investiție... Poate personală a dumneavoastră, domnule, care vistierie? Cred că ați visat Nu vorbiți peste mine, că nu se înțelege absolut nimic. Domnule, vă rog frumos, care vistierie? În vistieria dumneavoastră, a membrilor PNL? În vistieria statului. În fie care au venit, vistierie? Fie că au fost bani de la FMI, fie că au fost bani de la Comisia Europeană sau de la Banca Mondială, erau bani pe care dumneavoastră, când ați preluat guvernarea, i-ați găsit în visteria statului. Lucru declarat public chiar și de premierul Ponta. Doamne, nu vorbiți despre mine, că nu vă ajută cu nimic. Asta este realitatea. O să pun o întrebare. Mai documentați-vă. Da, n-am terminat ideea, nu s-a înțeles. Bun, hai, țin că 10 deci secunde, o dată, să vă terminați ideea și să vă ați avut 8 miliarde după o perioadă de guvernare pe criză economică și financiară. Și ați venit și ați redus investiții, doamna ministru. Ați redus bugetul de investiții. Domnule, n-am avut niciun leu, nu înțelegeți? Niciun leu. Doamnă, deja aberați, nu cred că vom avea... Doamna ministru, domnul Luhan vrea să vă spună că dacă suntem pe un drum bun, a fost pregătită PDL. Nu contraziceți pe domnul, pe șeful dumneavoastră, pe domnul Ponta, care a declarat public că i-a găsit. Ai, domnule, vezi de treabă, arată-mi și mie. Vedeți că mergeți la ședința de guvern, miercuri, probabil. Ai, domnule, vă rog frumos. Mai mult decât atât, nu veniți și spuneți că a crescut numărul locurilor de muncă cu 70.000, pentru că, din păcate, contractele care s-au încheiat au fost 140.000. Deci balanța este negativă cu 70.000, doamna ministru. Nu mai mințiți public în halul ăsta. Explicați inflația din primul semestru de aproape 6%. Și doi, cum explicați scumpirile medie la alimente de 8,5%, care dacă le adunăm trece mult peste limita care o reîntregiți, între ghilimele, dumneavoastră. Inflația nu se adună, domnule, deci nu putem să le adunăm. Deci, încă o dată, prin asta scade drastic puterea de cumpărare a românului, indiferent că vorbim de cel din sectorul public. Dar nu se adună, ca să ajungem la cifrele cu care vreți să ne speriați. E o medie ponderată. Încă o dată, dacă vă sunteți drăguță să răspundeți la întrebare punctual, cum explicați inflația de aproape 6% din primul semestru? Pentru că au crescut acum alimentele, pentru că sunt legume de primăvară care au crescut, pentru că prețurile la carne nu au crescut, deci au crescut în general legume și fructe. Carne de pasăre 21% creștere într-un an, doamna ministru. Lăsați-mă să termin. O să intre pe piață legumele românești din vară și prețurile la această premiză și nu putem face acest calcul. Eu sunt de acord să fiți cu ochii pe noi și să ne monitorizați, dar nu împărțiți matematic, că nu este bine. Nu merge 250.000 anual. Poate că vor fi 500.000 în anul următor și vom compensa. Poate. Deci spun că nu se poate face matematică într-un domeniu așa de sensibil. Bine. Domnule senator, în același timp nu putem spune că avem 70.000 de locuri de muncă create pe când avem 140.000 de contracte încheiate în sectorul privat. Balanța este negativă, adică minus 70.000 de locuri de muncă. Nu putem spune, cum spunea doamna ministru, că nu am avut creșteri de prețuri la carne. Și vă arăt aici, 21%
carnea, creșterea la prețul cărnii de pasăre. Asta nu este treaba guvernului. Asta nu este domeniul domnului ministru. A declarat public. Doamna ministru este membru al guvernului Ponta. Dacă pot să răspund eu. A fost parte a promisiunilor electorale dinaintea procesului electoral. Și ce a promis domnul Ponta? Că nu se crește prețul la carne? Și avem creșterea la cartofi. O secundă, termin imediat. Creșterea la cartofi, bineînțeles că am venit pregătit, pentru că știam că o să se discute și o să se încerce a mușamaliza aceste creșteri de prețuri care practic slăbesc puterea de cumpărare. Cine încearcă, domnule? Nimeni. Ele sunt reale. Care sunt, spuneți-mi și mie, care sunt măsurile dumneavoastră fiscale de încurajare a mediului de afaceri pentru a crea locuri de muncă? Pot eu să fac o precizare? Când se calculează inflația, e o medie ponderată. De exemplu, de ce nu spuneți ouăle s-au ieftinit cu 21%? Deci așa se calculează. Și totuși, per luați general, un coș cu sute de produse și credeți-l pe domnul Isărescu. E adevărat, dar per general au crescut cu 8,5%. Dumneavoastră spuneți că domnul Isărescu spune că nu. Isărescu, dumneavoastră ați luat numai alimentele care au crescut. Nu, per general, adică am inclus scăderea prețului la ouă. Dați-mi voie să vă iei. Însă 85% au crescut prețurile la cartofi. Cine a făcut acest calcul? Domnul Luhan. Economiști, experți din economie nu le-am făcut eu. Nu este creația mea. Nu este creația mea. E frumos. De 10 ori, dacă vreți, aveți cadrul cu destrage. Avem exact creșterile de prețuri la produse. Nu mai spunem că a promis guvernul Ponta. Să vorbim puțin. Dați-mi voie că eu v-am ascultat. A promis că va reduce TVA-ul la pâine. Iarăși, un succes, dacă vreți.